invitat o domnișoară proaspăt logodită care își dorea pur și simplu să mă întrebe de ce a trebuit să angajeze un wedding planner. Ei am răspuns deja la momentul potrivit, însă aș vrea să răspund și aici acestei întrebări care sună probabil destul de basic, însă ea în realitate presupune câteva clarificări. Felicitări viitoarelor miresici care probabil mă urmăresc acum și și-au început deja perioada de planning. Știu că este o perioadă pe cât de frumoasă, pe atât de stresantă și consumatoare de energie pentru voi, așa că haideți să vedem împreună care sunt principalele avantaje în a lucra cu un wedding planner. Mai mult ca sigur, cei care apelează sau se gândesc să apeleze la un wedding planner sunt oameni fie foarte ocupați din punct de vedere profesional, fie oameni care locuiesc în străinătate și nu se pot ocupa singuri de acest aspect. În primul caz, poate că jobul îți mănâncă foarte mult timp, poate că ai un copil mic căruia trebuie să-i acorzi toată atenția și timpul tău, poate că ai o afacere de care trebuie să te ocupi. Oricum ar fi, wedding plannerul îți salvează mult timp pe care tu nu l-ai la dispoziție pentru a-l ocupa cu research-ul, cu studiul pieței și așa mai departe. Probabil la început va exista acel entuziasm și acea curiozitate și vei începe să faci aceste lucruri singură, însă îți vei da seama la un moment dat că vei fi copleșită de multitudinea de oferte, variante, furnizori, locații. Ceea ce fac eu ca wedding planner este să stau de vorbă cu tine, să-ți înțeleg stilul, să-ți înțeleg dorințele, să înțeleg ce este important pentru tine. Poate că este vorba despre fotografie, poate că este vorba despre mâncare, poate că este vorba despre designul locației, totul este relativ. Apoi, eu vin și spun ce furnizori sunt potriviți pentru tine, pentru ceea ce dorești tu, dar și pentru bugetul tău, un aspect foarte, foarte important de luat în considerare. Într-o piață atât de vastă cum este cea organizării de evenimente, unde sunt sute de locații, sute sau mii de furnizori, zeci sau sute de servicii, mai ales la nivelul capitalei, crede-mă, să aprinde enorm de bine să vină cineva și să-ți spună: hei, ei sunt cei mai potriviți pentru tine, ce ar fi să începem de aici? Deci, wedding plannerul îți salvează timp prețios. În al doilea rând, îți salvează și o parte din buget. Sfântul buget. Da, un planner te ajută să nu dai curs acelor impulsuri pe care orice mireasă le are de a cheltui oricât pe orice îi se pare util sau frumos. De asemenea, pentru că nu ai experiența necesară organizării, nu vei ști la început care este bugetul optim, ci te vei trezi la un moment dat cu suma preconizată de tine mult depășită. Pentru că efectiv nu ai luat în calcul toate detaliile sau ai uitat un anumit serviciu sau ai fost convinsă de diversi furnizori să investești în anumite servicii mai mult decât este cazul sau să achiziționezi produse de care nu ai nevoie neapărat. Un wedding planner te va proteja de toate aceste lucruri, pentru că dacă tu îți petreci cu organizarea anunții, să zicem, un an maxim, el asta face constant de ani buni. Și atunci clar cunoaște piața mult mai bine decât o faci tu, ceea ce este normal. Managementul bugetului este foarte important. Eu personal, după ce cunosc clienții și după ce discut cu ei și le aflu stilul și dorințele și viziunea asupra anunții, următorul pas logic pe care îl fac este să discut despre buget și să vedem ce putem face cu bugetul pe care îl avem și cum îl putem optimiza. Un wedding planner îți va spune unde anume trebuie investit și cât, astfel încât să nu vă faceți o gaură în cont sau un buget la început de drum în viață. În al patrulea rând, wedding plannerul te scapă de stres. Să ai pe cineva pe care să poți suna, să ai pe cineva pe unul căruia să te poți plânge dacă simți nevoia, fără să te gândești că și fără să ai grijă faptul că poate va schimba subiectul, poate n-are chef să te asculte,
poate că este plictisit de formulia ta despre nuntă. E priceless în perioada de organizare. Într-o astfel de perioadă îți vor fi dezvăluite multe caractere așa cum sunt ele de fapt, nu așa cum ți-au fost arătate sau așa cum ai vrut tu sau așa cum ți-ai imaginat tu că sunt. Vei auzi multe păreri și undeva te vei pierde pe drum. Dacă te pierzi printre toate acestea, undeva pe drum, îți vei da seama la final că nunta ta devine un fel de mozaic de stiluri. Stilul mamei tale, stilul mamei lui, stilul prietenilor tale, stilul mătușii băgăcioase din familie și așa mai departe. Un wedding planner îți va oferi o părere avizată și experimentată, dar și obiectivă. Una care să fie strict în interesul tău și al locuinicului tău și atât. Pentru că wedding plannerul asta face zi de zi. Asta este cariera, așa că poți avea încredere deplină în ceea ce spune, pentru că ea nu vrea să te influențeze în niciun fel și nu are niciun fel de interes ascuns, dacă este cazul să-l ai alții. Alături de wedding plannerul tău vei avea imaginea de ansamblu din timp, totul va fi predictibil și fără stres, pentru că el deja știe despre ce e vorba. E acea persoană care îți va spune că e ok, stai liniștită, totul are rezolvare, nu te stresa, mai trecut prin situații de genul ăsta și știu cum o să înceviezi problema. În al patrulea rând, wedding plannerul are deja legături formate și experiență cu furnizorii pe care ți-le recomandă și știe cum să închece echipa perfectă pentru nunta ta. Iar o echipă închegată și bună, clar, asigură un eveniment minunat și de succes. Să spunem că ți-se recomandă un fotograf. Îți place cum lucrează, rezonezi cu el și îl contractezi. La eveniment, el va face tot posibilul ca nu numai tu să fii mulțumită, dar și wedding plannerul să fie mulțumit. Pentru că, da, de la wedding planner vin și alte recomandări pentru el, implicit clienți noi și bani, prin urmare, astfel că nu vrea să dezamăgească. În al cincilea rând, cred, a doua zi, când tu vei fi foarte obosită și vei dormi, sau vei fi deja într-o solină de miere, cine știe, wedding planner-ul va merge din nou la locație. Pentru că petrecerea nu se termină atunci când pleacă toată lumea acasă, cel puțin nu pentru el, nu, nu, nu. El va merge din nou la locație pentru a restitui toată logistica împrumutată sau închiriată, pentru a se asigura că toți furnizorii au fost plătiți, a se asigura că nu au fost daune, pagube și așa mai departe. Face un fel de curățenie după petrecere, ceea ce nimănui nu-i place să facă, să recunoaște. În linii mari, principalele avantaje acestea ar fi, însă tot ce se ascunde în spatele lor nu poți experimenta decât atunci când trăiești efectiv acele momente, iar la final vei simți pe pielea ta confortul și siguranța pe care le simți atunci când lucrezi cu un wedding planner. Faptul că în ziua respectivă, în ziua nunții tale, în ziua aceea unică, radiezi, nu ești obosită, nu ești încărcată și nu răspunzi la telefoane, nu te ocupi de niciun fel de organizare, îți va demonstra că a meritat. Zi excelentă, pe curând!